Vă salut cu drag în numele Domnului Isus Hristos pe toți cei care sunteți conectați cu noi online pe pagina web, pe pagina de Facebook sau pe canalul YouTube a Bisericii Philadelphia. De asemenea, salut și uh, transmit saluturile și binecuvântarea noastră celor care ne ascultă la radio sau ne urmăresc la Televizor. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Duminica trecută am lansat această nouă temă pe care o vom discuta trei duminici la rând, astăzi și încă două duminici la rând, intitulată Trăieșteți certitudinea. Este foarte important să ai o certitudine și ne referim aici la certitudinea na învierii Domnului Isus Hristos din morți și este foarte important să trăiești cu Domnul Isus Hristos și pentru El din perspectiva în sale, din perspectiva în morților, la revenirea sa, din perspectiva eternității pe care el ne-a promis-o. Și noi avem această certitudine, avem această convingere, o cultivăm și am discutat duminica trecută două întrebări care ne duc la două abordări ale vieții prezente diferite, da? Ce putem face? În timp ce-l așteptăm pe Domnul Isus Hristos, trebuie pur și simplu să așteptăm, sau, așteptând, trebuie să acționăm. Desigur, orice om de bună credință care l-a luat în serios pe Dumnezeu. Uh, este de acord și va răspunde și va alege întrebarea numărul 2. În timp ce îl așteptăm pe Domnul Isus Hristos, avem o misiune de îndeplinit. În timp ce îl așteptăm pe Domnul Isus Hristos cu convingerea că El vine în curând și învie morții și transformă pe cei care sunt în viață, în, în existență glorioasă și ne asigură veșnicia împreună cu Sfinții în glorie, în timp ce așteptăm toate acestea, avem o misiune de adus la îndeplinire. Avem anumite lucruri pe care trebuie să le luăm în considerare. Dar înainte de a continua discuția astăzi, înainte de a continua această temă, vreau să clarificăm împreună două lucruri. În primul rând, în primul rând, noi nu credem că lumea va fi degradată tot mai mult de păcătoși. Da, noi nu credem că lumea în care noi trăim va fi degradată tot mai mult, mai mult, mai mult de păcătoși și, de asemenea, nu credem că lumea va fi regenerată în mod treptat de credincioși. Nu suntem de, uh, dualiști. Noi nu credem că această lume este la cheremul păcătoșilor și ea se va degrada, ei o vor degrada tot mai mult și în cele din urmă va falimenta și se va autodistruge. Nu aceasta este credința noastră. De asemenea, noi nu avem convingerea că acum și aici Dumnezeu regenerează lumea prin noi și noi suntem oamenii care transformăm lumea și noi creăm raiul promis de Dumnezeu, paradisul pe pământ. Nu aceasta este convingerea noastră. Nu aceasta este convingerea oamenilor credincioși Domnului Isus Hristos. Și noi credem că lumea este degradată de păcat și de păcătoși dar Dumnezeu este cel care o va regenera și anume Domnul Isus Hristos la revenirea sa va restabili ordinea în această lume noi credem că Domnul Isus Hristos când se întoarce în această lume în glorie Va vindeca întreaga creație, va restabili creația la forma inițială când Creatorul a creat-o. Aceasta este convingerea noastră. Oamenii credincioși, oamenii care iau în serios cuvântul lui Dumnezeu, știu că în Noul Testament ne este comunicat acest lucru. Al doilea lucru pe care vreau să-l să concretizăm, să-l explicăm, este uh, următorul: noi nu construim regatul lui Dumnezeu. Da, aceste, aceste, două fraze sunt foarte importante. Nu noi construim regatul lui Dumnezeu. Nu noi. ce pentru noi știm că Dumnezeu își zidește împărăția. Noi știm că Isus își construiește regatul. El, noi nu o luăm înaintea lui Dumnezeu și nu îl înlocuim pe Dumnezeu. Deci nu ne arogăm acest rol de a zidi împărăția lui Dumnezeu pe pământ până ce vine Domnul Isus Hristos. Dar în același timp, noi construim regatul lui Dumnezeu. Ce vreau să spun cu aceasta? Spre exemplu, palatul, da? castelul Peleș, cu care se mândrește poporul român, a fost construit de regele României. Palatul, castelul, pardon, castelul Peleș a fost construit de regele României. Dar nu regele în persoană a construit palatul. Pentru el, pentru acele rege din acele vremuri, au, au lucrat arhitecți, au lucrat artiști, au lucrat constructori. Au lucrat uh, transportatori, au uh, slujit tot felul de oameni cu tot felul de calificări. Și acestea două ne fac să înțelegem modul în care noi trebuie să abordăm responsabilitățile noastre, așteptându-L pe Domnul Isus Hristos să revină, pentru că El a înviat și noi vom învia și morții vor învia, morții Lui Hristos vor învia, iar până ce va avea loc întoarcerea Domnului Isus Hristos, noi construim împărăția Lui Dumnezeu, de fapt, nu noi, el își construiește împărăția și noi suntem angajații lui, noi suntem privilegiații care construiesc, care lucrează pentru edificarea împărăției lui Dumnezeu. Aceasta ne face să fim și smeriți și activi. Nu doar smeriți, oh, noi nu putem face nimic pentru că Domnul face tot. Desigur, Domnul face tot. Dar de mii de ani, ceea ce face Dumnezeu în această lume, El a decis să facă cu oamenii Săi de încredere și în colaborare, în parteneriat cu biserica sa, în parteneriat cu oamenii în care a investit Duhul Său și a investit autoritatea Sa. Așadar, nu noi construim Regatul lui Dumnezeu, dar noi construim Regatul lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu este cu noi. El își construiește Regatul și noi suntem aici pentru a implementa învierea Domnului Isus Hristos. Noi credem că Hristos a înviat. Lăudat să fie în numele lui Dumnezeu. Aceasta este convingerea de bază. Dar, Hristos, venind în lumea noastră, El a revelat dreptatea lui Dumnezeu. Hristos, prin viața Sa, prin principiile pe care le-a comunicat oamenilor, prin moartea Sa și prin învierea Sa, a revelat dreptatea lui Dumnezeu. A învins păcatul, a învins nedreptatea, a învins moartea. Și prin învierea sa, noi avem dreptul să credem că Dumnezeu, prin dreptatea sa, învinge acum și în final. Nu doar în final, învinge acum și în final. Din acest motiv, astăzi, primul domeniu despre care noi discutăm a trăi cu certitudinea învierii Domnului Isus Hristos este domeniul justiției. Trăieșteți certitudinea justiției. Dacă noi, cei care ne-am pus încrederea în Domnul Isus Hristos, dacă noi, cei care l-am luat în serios pe Dumnezeu și ne-am dedicat viața Domnului Isus Hristos, ne bâlbâim cu privire la dreptate cu privire la justiție în această lume. Spune, nu se poate face nimic. Răutatea este atât de mare, nedreptatea este atât de mare. Fiecare dintre noi avem de-a face cu ea. Cei mai mulți credincioși se plâng și trag concluzia că nu se poate face nimic. Răutatea în această lume, nedreptatea în această lume s-a înrădăcinat atât de mult, domine atât de mult cultura și națiunile și pământul întreg și nu se poate face nimic. Și de fapt, probabil din același motiv Domnul Isus Hristos ne-a învățat cum să ne rugăm. În rugăciunea Tatăl nostru, doar noi așa ne rugăm, așa ne-a spus Domnul Isus Hristos să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în cer, să fie sfințit numele tău. Dorim să ne iei în cer, în lumea ta perfectă, deoarece pe pământ nimic nu se poate schimba. Așa ne-a învățat Domnul Isus Hristos. De fapt, noi suntem, noi avem un tată bun, un tată iubitor, dar de nu știu ce motive ne-a abandonat în această lume a nedreptății, a răului și nu putem face nimic, nu putem schimba nimic, putem doar să ne scâncim și să așteptăm momentul în care, pe de-o parte, El ne va scoate, ne va lua din această lume în țara, în lumea Lui perfectă, și va pedepsi și va face să, să explodeze această lume nedrept, nedreaptă, care nu mai merită să fie uh, regenerată. Noi nu credem așa. Dar credeți-mă că ne comportăm de parcă credem aceasta. Noi nu ne rugăm așa, Doamne, teror! dar de fapt, dacă stăm să ne gândim, suma tuturor rugăciunilor noastre și concluzia rugăciunilor noastre este cam aceasta. Dorim să ne iei în cer, în lumea ta perfectă, deoarece pe pământ nimic nu se poate schimba. Serios? Nimic nu se poate schimba? Atunci de ce credem în pocăință și în sfințenie? Și dacă credem că este posibilă transformarea spirituală a vieții, de ce nu am crede că este posibilă și transformarea Justiției și transformarea mediului înconjurător? Dacă noi credem că Dumnezeu a început deja să lucreze în noi și grație harului lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu este evidentă în noi, de ce nu am crede că același Dumnezeu care a început să lucreze în noi a început să lucreze cu noi în această lume? Faptul că El ne va glorifica într-o zi când Isus vine din cer și vom deveni perfecți așa după cum Dumnezeu ne-a făcut perfecți prin jertfa Domnului Isus Hristos, este o scuză să ne eschivăm de la procesul de dezvoltare și de sfințire în care suntem angajați de Duhul lui Dumnezeu acum, în care suntem angajați de Cuvântul lui Dumnezeu acum. Faptul că într-o zi Dumnezeu ne va Îmbrăca în perfecțiune. Este o scuză să ne perfecționăm în acest moment cu Dumnezeu și cu ajutorul lui Dumnezeu? Tot la fel. Faptul că Dumnezeu va restabili ordinea și dreptatea Sa în această lume nu este o scuză să ne eschivăm acum și aici de la participarea noastră, de la contribuția noastră, de la influența noastră pentru instaurarea împărăției lui Dumnezeu și a dreptății lui Dumnezeu în această lume. Pentru că rugăciunea Tatăl nostru, Domnul Iisus Hristos, așa ne-a învățat să ne rugăm. Dorim venirea regatului tău și să se facă ce dorești tu pe pământ, așa cum se face în cer. Această rugăciune nu este pentru atunci când va veni Domnul Isus. Dorim ca atunci când va veni Domnul Isus Hristos să fie restabilită ordinea în cer. Această rugăciune este pentru atunci, dar este și pentru acum și aici. Acum, dacă nu tânjim și dacă nu urmărim pe orice cale ca ceea ce dorește Dumnezeu să fie implementată în această lume, dreptatea sa în această lume și acest lucru este atât de evident, desigură, că nu credem în învierea Domnului Isus Hristos, nu credem în revenirea Domnului Isus Hristos și nu credem ceea ce au crezut din totdeauna adevărații copii a lui Dumnezeu. Dă-ne în fiecare zi pâinea de care avem nevoie, continuă rugăciunea, și iartă-ne greșelile așa cum îi iertăm și noi pe cei care ne greșesc. Suntem copiii lui Dumnezeu de oamenii de încredere ai Săi în această lume. Nu suntem abandonați, ci suntem ambasadorii Săi. Suntem oamenii care poartă interesele lui Dumnezeu pentru a implementa viziunea lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu. Standardele lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu în această lume. Și întotdeauna ambasadorii nu sunt victime. Întotdeauna ambasadorii poartă cu cinste interesele țării de care ei aparțin, poporului din care fac parte, în țara în care se află. Din acest motiv, oameni buni, eu cred că trebuie să ne gândim foarte serios că noi greșim și avem nevoie să ni se ierte greșelile și alții ne greșesc și este necesară o justiție globală. Noi suntem chemați ca și reprezentanți ai Domnului Isus Hristos, ca și oameni care credem în Domnul Isus Hristos, să trăim în această lume cu perspectiva dreptății lui Dumnezeu. Și în ultima parte a rugăciunii Tatăl nostru noi spunem, nu ne lăsa să fim expuși ispitei, ci salvează-ne de testele celui rău. Ne rugăm astfel pentru ca guvernarea, autoritatea îți aparțină împreună cu gloria pentru eternitate. Amin. Când este vorba de ispită, eu cred, așa după cum păcatul înseamnă deviere de la țintă, ispita ne influențează, Ispita este intenția de a ne duce în păcat, de a ne devia de la planul lui Dumnezeu, de la scopul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a așezat în această lume ca să mărturisim dreptatea sa și noi ne putem eschiva, ne putem închide în carapace, putem, putem adopta Statutul de victimă abandonată de Dumnezeu în această lume nu se poate face nimic și, de fapt, nici nu-i treaba noastră să facem ceva în acest domeniu și așteptăm pur și simplu să ajungem în cer, în loc ca dreptatea din cer să funcționeze aici, în lumea noastră, cu ajutorul lui Dumnezeu și prin implicarea lui Dumnezeu. Dumnezeu este atât de preocupat ca viitorul să fie implicat tot mai mult în prezent. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Dumnezeu, de la învierea Domnului Isus Hristos și până la revenirea Domnului Isus Hristos în glorie, este deosebit de preocupat să vadă că viitorul, promisiunile sale de viitor sunt tot mai mult Implicate în prezent. Și, de fapt, oamenii credincioși, aceasta fac. Ei aduc viitorul în prezent. Ei trăiesc acum promisiunile lui Dumnezeu. Nu în mod perfect, pentru că în mod perfect vom trăi sfințenia când va veni Isus. În mod perfect vom trăi dreptatea când va veni Isus. Dar până ce vine Isus, în timp ce îl așteptăm pe Isus, ne perfecționăm. În timp ce îl așteptăm pe Domnul Isus Hristos ne ghidăm după legile împărăției lui Dumnezeu, după principiile și dreptatea lui Dumnezeu ne inspiră în viața noastră. Când Apostolul Pavel a scris corintenilor despre înviere, despre fundamentul creștinismului, învierea Domnului Isus Hristos, în concluzia capitolului 15, Apostolul Pavel scrie foarte frumos, deci, dragii mei frați, și vă spun și eu, dragii mei frați, stimatele mele surori, Apostolul Pavel spune, deci, dragii mei frați, fiți permanent dedicați cu fermitate și în totalitate lucrării stăpânului, pentru că știți că această acțiune nu va rămâne fără rezultate. Apostolul Pavel nu a spus deoarece vom învia, deoarece credem că Isus a înviat. Și aceasta este credința fundamentală a bisericii și deoarece știm că Iisus va reveni în glorie pentru a-i săi, vor învia morții, vom experimenta transformarea în glorie, oameni buni, pur și simplu așteptați să vină momentul, pur și simplu gândiți-vă, pur și simplu visați ce minunat va fi când Domnul revine. Nu așa a spus Apostolul Pavel. Și Apostolul ne spune foarte clar Fiți permanent dedicați cu fermitate și în totalitate lucrării stăpânului. Care este lucrarea stăpânului? Fiți <laughs> în totalitate dedicați lucrării stăpânului. Unii se întreabă când vine Domnul. Dar oamenii cu adevărat credincioși se întreabă ce trebuie să fac, să îndeplinesc cu perseverență Până ce vine Domnul, în timp ce îl aștept pe Domnul. Pentru că Domnul știe când vine și noi știm că El nu întârzie. Important este să ne facem tema până ce vine Domnul Isus. Și nu din cauza că nu vrem să o pățim, ci din cauza că vrem să. Trăim pentru gloria lui. Vrem ca să trăim pentru a implementa dreptatea și împărăția lui în această lume și a beneficia de răsplata cu care el se întoarce. În timp ce trăim cu certitudinea învierii oamenii oameni buni, trebuie să ne punem două întrebări două întrebări esențiale care vor dirija trăirea noastră și slujirea noastră practică în timp ce îl așteptăm pe Domnul Isus Hristos să revină. În timp ce trăim cu perspectiva învierii Domnului Isus Hristos. Și aceste două întrebări sună în felul următor. Haideți să le discutăm puțin împreună. Prima. Ce acțiuni morale întreprindem pentru a ajuta victimele? Da, este nedreptate în această lume. Și, îndată, vom discuta despre câteva aspecte ale nedreptății în această lume. Și, deoarece este nedreptate, sunt oameni nedreptățiți. Și prima întrebare, orice om care l-a luat în serios pe Dumnezeu și trăiește cu perspectiva învierii, este, își pune această întrebare: Ce acțiuni morale? Ești păcătos dacă nu intervii? Ești vinovat dacă te eschivezi. Care este responsabilitatea noastră morală în calitate de oameni credincioși față de victimele din această lume? Și bineînțeles, nu putem spune, oh, nu putem face nimic, noi pur și simplu ne rugăm și cântăm și avem program online duminica. Nu putem gândi așa, oameni buni? Desigur, trebuie să punem mâna la lucru și să oferim speranță celor disperați. Să oferim ajutor celor care sunt în mare nevoie. Și în acest moment vreau să-mi exprim recunoștința pentru acțiunile generoase și caritatea oamenilor credincioși din Biserica Philadelphia și partenerii noștri strategici. Admir pe oamenii credincioși care sunt gata în această perioadă nu doar să continue să fie generoși și să facă bine celor din jur, din comunitate, ci chiar și-au accentuat, chiar au depus eforturi suplimentare pentru a face bine celor care sufără. Zilele trecute ne întrebam la o ședință online a echipei de conducere a acestei biserici ce am mai putea face pentru a sluji comunității în care ne-a așezat Dumnezeu ca și biserică? Desigur nu putem fi indiferenți, dar aceasta nu este singura întrebare, este și întrebarea numărul 2. Este întrebarea numărul 2. Ce acțiuni morale întreprindem pentru a preveni răul? Desigur, există victime pentru că există nedreptate și cei ce o generează, cei ce o fac. Acțiunile unor oameni răi generează victime și nedreptate. Și întrebarea pe care trebuie să-ți-o pui și trebuie să-mi opuri, ce acțiuni morale întreprindem noi, urmașii Domnului Isus Hristos, care trăim cu perspectiva învierii sale? Ce trebuie să facem? Ce este moral? Ce anume ne îndeamnă inima noastră conectată cu Domnul Isus să facem? Pentru a preveni răul, pentru a opri răul și pentru a preveni răul în această lume, ce să facem? Revoluție sau reformă? Vreau să știți, oameni buni, că oamenii credincioși niciodată nu au inițiat revoluții. Dar oamenii care l-au urmat pe Domnul Isus Hristos au învățat de la Domnul lor, noi am învățat de la Domnul nostru să facem reformă să dăm exemplul de viață. Și oamenii credincioși în istorie au influențat imperiile, au influențat țările și lumea pentru egalitatea femeii cu bărbatul, pentru abolirea rasismului și a sclaviei, precum și a altor nedreptăți care îl lovea amarnic în populație, producea mulțime de victime. Și ceea ce este deosebit de grav la ora actuală în lume. Oamenii care analizează, oamenii lui Dumnezeu care trag concluzii, ne indică spre cel mai mare rău, cea mai mare nedreptate care are loc în, în această lume. Dezechilibrul economic. Așa după cum în secolele trecute, sclavia era cea mai mare nedreptate. În această vreme modernă a istoriei contemporane, dezechilibrul economic în această lume este o mare nedreptate. Această diferență între bogați și săraci. Eu nu sunt comunist și nici socialist. Dar trebuie să înțelegem, oameni buni, și să fim de acord că acest mare dezechilibru între oameni. Și țări foarte bogate, și oameni, și țări foarte sărace, este o mare nedreptate. Vorbim aici inclusiv de datorii, vorbim aici inclusiv de sclavie modernă. Și aceast, acest dezechilibru economic la care asistăm în această lume generează corupția, este rădăcina pentru dependențe din cauza acestui dezechilibru. Economic în această lume avem dependențe, avem pe cei ce produc și vând băuturi alcoolice, vândă droguri, vândă alte substanțe care sărăcesc populația, care uh, distrug familiile și soci societatea și produc sărăcia și, bineînțeles, uh, avem de-a face cu sărăcia în diferitele ei forme. Foarte important este să ne întrebăm ce putem face. Pentru că sunt multe nedreptăți, am, num am numit doar câteva, și când vorbim aici de corupție, când vorbim aici despre dependențe, avem de-a face de traficul de ființe umane, avem aici de abuzurile de, de orice fel, avem de-a face cu tot felul de lucruri rele care. Știm că El există și nu numai că există, dar ea o amploare și se dezvoltă în această lume. Nu putem face nimic? Este o extremă. Să credem că noi, până ce vine Domnul Isus Hristos, vom implementa dreptatea Lui Dumnezeu, este o altă extremă. Dar ca să fim copiii Lui Dumnezeu, sănătoși în credință, pentru că suntem copiii Lui Dumnezeu care trăim cu perspectiva învierii, avem această convingere. Nu tot ceea ce este abordat poate fi schimbat. Însă nimic nu poate fi schimbat până ce nu este abordat. Repet, citește împreună cu mine și haideți să medităm puțin la această afirmație. Nu tot ceea ce este abordat poate fi schimbat. Desigur, nu vom reuși să facem totul ceea ce încercăm să facem. Însă, nimic nu poate fi schimbat până ce nu este abordat. Nimic nu se va schimba până ce nu începem să facem ceva. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze la acțiuni practice. Vă sugerez acum trei acțiuni practice pe care eu, tu, familiile noastre, Biserica Philadelphia, bisericile și oamenii din această lume pot să le ia în serios și să le facă și pot. În felul acesta, implementa dreptatea lui Dumnezeu în această lume. Prima acțiune practică. Trăiește pentru a cultiva justiția în viața personală. Acest lucru este foarte important și foarte evident. Și bănuiesc că cei mai mulți dintre oamenii care l-au luat în serios pe Dumnezeu. Pun accent pe acest uh, principiu, acest obiectiv al trăirii din perspectiva învierii Domnului Isus Hristos. Noi știm, noi am hotărât să nu mai trăim în nedreptate. Și dacă trăiește în nedreptate, ești un om cu Biblia, cu rugăciunea, cu adunarea bisericii Philadelphia online și încă trăiește în nedreptate, și încă nu te ții de cuvânt, și încă revnește și uh, ai vrea să obții uh, uh, bani și câștigul altor oameni și dacă încă nu implementezi în viața ta practică principiile și valorile lui Dumnezeu, te încurajez, ia această decizie astăzi, ia decizia astăzi de a pune în practică valorile lui Dumnezeu și principiile lui Dumnezeu în viața ta personală. Pentru că spuneam câteva duminici în urmă, caracterul plus capacitățile ne duc la binecuvântare, la succes, la reușită cu Dumnezeu. Nu doar capacitățile, nu doar carisma, nu doar performanța profesională. Este atât de important să trăiești ceea ce crezi în viața ta personală, în viața ta proprie. Autocontrolul înseamnă dreptatea lui Dumnezeu, în viața mea personală, în viața ta personală. Și apoi al doilea, al doilea mod de a pune în practică dreptatea lui Dumnezeu, de a implementa dreptatea lui Dumnezeu. Da? Trăiește pentru a cultiva justiția în lumea ta. În timp ce cultiv, în timp ce implementez dreptatea lui Dumnezeu în viața mea personală, influențez pe cei din lumea mea, prietenii mei, colegii mei, familia mea, vecinii mei, lumea mea în care eu îmi petrec viața. În cadrul bisericii Philadelphia avem grupurile Grupurile bisericii Philadelphia funcționează acum, se întrunesc online, pe platforme precum Zoom sau Skype sau alte platforme virtuale. Suntem, suntem organizați pentru a ne ajuta, pentru a ne inspira, pentru a ne influența unul pe celălalt să implementăm dreptatea lui Dumnezeu, principiile, voia lui Dumnezeu din cer aici în lumea noastră, în viața noastră practică de zi cu zi, tot din același motiv noi avem liceul moldo-finlandez fondat și administrat de biserica Philadelphia, investim în educație. De ce investim în educație? Pentru că vrem să cultivăm dreptatea lui Dumnezeu. De ce? Concluzia noastră este o foarte fermă. În această țară probabil și în alte țări, dar în această țară Corupția și nedreptatea se învață și se cultivă în școli. În școli. Atunci când elevii și studenții au voie să copie, atunci când trebuie, au, au voie să cumpere examenele, în școlile, în sistemul educațional. Nu-mi place să spun asta. Este iurea că trebuie să spun asta. Dar cum să nu spui că e nedreptate? Am decis să oferim un alt fel de educație în această țară pentru a face o diferență cu dreptatea lui Dumnezeu. Oamenii se miră când elevii noștri de clasa 12 -a se prezintă la BAC fără emoții. De ce? Dacă nu ați cumpărat note și medii anii de liceu, desigur examenul de bacaloreat cu camerele lor video cu tot, nu sunt o sperietoare, ci sunt momentul în care ne putem prezenta și putem da dovadă de cunoștințele pe care le-am acumulat. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta. Tot așa, implicarea în politică, oamenii credincioși, prea mulți oameni credincioși vorbesc despre separarea Bisericii de stat. De ce? Cine este statul și cine este Biserica? Biserica sunt oamenii, iar statul sunt oamenii. Biserica are responsabilitatea nu de a prelua controlul statului, ci de a-și spune cuvântul, de a-și aduce influența, de a implementa dreptatea lui Dumnezeu. Dar dacă lăsăm pe mâna mincinoșilor, pe mâna hoților, grija și autoritatea politică, unde vom ajunge? Mai bine sau mai rău? Este responsabilitatea noastră să facem carieră juridică, Tineri care mă ascultați, liceenii care mă ascultați. Este absolut strategic să faceți carieră politică, carieră juridică, dacă ați luat în serios dreptatea lui Dumnezeu și dacă vedeți că nedreptatea este o realitate serioasă, este momentul să vă asumați rolul în credința de Dumnezeu, să faceți carieră juridică, să influențați politic, pentru că în felul acesta ducem dreptatea lui Dumnezeu în zona nedreptății. Iar lumina niciodată nu va fi alungată de întuneric. Întotdeauna, lumina, oricât de mică lumină, oricât de proaspătă lumină, lumina întotdeauna va alunga întunericul și va face să, să fie tot mai mare lumina. Noi credem și îți cer să faci ceea ce cred eu. Iată care este afirmația mea. Fă pentru puțini ceea ce îți dorești. Să poți face pentru mulți. Da, este adevărat. Nu putem face tot ce am vrea noi să facem pentru toți. Aceasta nu este o scuză să nu începem să facem pentru puțini oameni ceea ce ne dorim să putem face pentru mulți. Pentru că, dacă facem acel, acel lucru nobil, acea influență nobilă pentru puțini oameni, vom ajunge să influențăm prin ei și prin cei care vor fi influențați de ei, să ajutăm pe mulți oameni, să-i ajutăm pe toți. În felul acesta se va răspândi dreptatea lui Dumnezeu în această lume. Și al treilea mod practic de a implementa dreptatea lui Dumnezeu, trăiește pentru a cultiva justiția în lumea întreagă. Nu toți avem această influență, dar toți Putem contribui cu rugăciunea noastră, cu contribuția noastră și la timpul potrivit, cu implicarea noastră practică. Spre exemplu, susținerea misionarilor și eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru oamenii generoși. Din Biserica Philadelphia, care susțin cu rugăciune și financiar misionare în străinătate, ei duc dreptatea lui Dumnezeu. Ei duc principiile lui Dumnezeu în țări care trăiesc total departe, total deplasați de, de orice principiu inspirat din Cuvântul lui Dumnezeu, din Sfânta Scriptură. De asemenea, sunt oameni care reprezintă, într-un mod profesional, în lume dreptatea lui Dumnezeu, așa după cum este misiunea justiției internaționale. Oamenii Oameni care au o relație personală cu Domnul Isus Hristos, creștini dedicați Domnului Isus Hristos, slujesc ca și misionari pentru a lua apărarea celor care sunt nedreptățiți pentru a implementa dreptatea lui Dumnezeu, pentru a combate traficul de sex, munca forțată pentru copii și pentru femei, abuzul de putere și toate celelalte aspecte. Toate acestea despre care am vorbit astăzi sunt ușor de îndeplinit? Este simplu? Nu este simplu. Din acest motiv, noi citim în Evanghelia după Ioană ceea ce Domnul Isus Hristos le-a spus urmașilor săi. Pentru că el avea să plece și el avea să, ei aveau să continue misiunea sa. În lume veți avea necazuri, este adevărat, veți avea dificultăți, dar să fiți curajoși pentru că eu am învins lumea. Isus a învins lumea. Isus a învins nedreptatea. Isus a învins moartea și răul prin învierea sa. Și pentru că credem în învierea Domnului Isus Hristos, trăim cu certitudinea învierii, implementând justiția sa, atât în viața noastră personală, cât și în cercul nostru, în lumea noastră, cât și în lumea întreagă și Dumnezeu să ne binecuvinteze.